După apariția imaginilor de la școala de vară cu tinerii liberali care au scandat în cor cuvinte baciocoritoare la adresa Partidului Social-Democrat, președintele organizației și unul dintre organizatorii evenimentului au ținut să emită scuze în numele Tineretului Național Liberal. Președintele TSD România, Mihai Ghigiu, afirmă faptul că nu s-a gândit nicio clipă că workshopurile lor sunt cu și despre înjurături. Mulțumim pentru că alegeți să investiți în noi și... PSD! Crește calitatea leadership-ului la nivelul organizației de tineret și vor... PSD! 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 Chefurile organizate la școala de vară a tinerilor PNL, eveniment desfășurat în acest weekend pe litoral, în Venus, arată care este nivelul juniorilor liberali pretendenți la înalte funcții politice și administrative. În pragul unei reale crize economice cu un război la graniță și zeci de neînțelegeri în coaliția de guvernare, tineretul liberal a chefuit fără nicio grijă cu mese încărcate de alcool, concerte în aer liber și multă voie bună. Președintele TSD România, Mihai Ghiciu, a subliniat într-un mod extrem de profesionist lipsa de respect de care au dat dovadă tinerii liberali. Îmi place să cred că noi, tinerii, suntem viitorul acestei țări și tot ce facem astăzi este pentru România de mâine. Iar când alegem să ne implicăm în politică, contribuția pe care o aducem acestui viitor este una însemnată, dar adevărul este că nu are loc nicio schimbare dacă în acțiunile noastre uităm de educație și respect. Recunosc că am rămas surprins într-un mod mai puțin plăcut după ce am auzit care a fost deviza școlii politice de vară a generației altfel. Nu m-am gândit nicio clipă că workshopurile lor sunt cu și despre înjurături. Realitatea este că altfel a fost la întâlnirea tinerilor social-democrați, unde am avut discuții și dezbateri concrete și am căutat să venim cu idei și propuneri care îi vizează pe cei de vârsta noastră. A fost altfel pentru că punem accent pe educație, vrem un mediu mai curat și ne dorim nu numai la nivel declarativ, să trăim într-o Românie digitalizată și modernă. Acesta este rolul nostru, dragi colegi liberali. Asta înseamnă o clasă politică matură, axată pe problemele reale ale societății. Am văzut că liderul TNL, Mara Mareș, și-a cerut scuze prin intermediul presei. Colegii mei și cu mine acceptăm scuzele, iar pentru că, așa cum spuneam, TSD este obișnuit să caute soluții, îi invităm pe cei care au ales să-și manifeste latura liberală în acest fel să participe și la workshopurile Generația Educată. Ținem legătura și poate păstrăm câteva scaune libere și la sesiunile noastre de formare, a transmis Mihai Ghiciu pe pagina sa de socializare. Pentru tinerii social-democrați, evenimentele din cadrul școlii de vară de la Costinești au reprezentat o reală oportunitate de a asista la dezbateri interesante pe teme precum problemele de mediu, digitalizarea sau fondurile europene și nu să arunce vorbe în stânga și în dreapta.